când o persoană este toxică cu adevărat și când omul pur și simplu trece printr-o perioadă mai grea. Au un anumit comportament sau atitudine față de noi care ne afectează în modul negativ. Persoanele toxice tot timpul o fac pe victimele. Sunt oameni în viața noastră care se plâng mai mereu. Dar când asta este ceva frecvent, zilnic, asta devine toxic pentru noi. O oră de discuții cu așa persoană, ești scurs. O persoană toxică, de exemplu, în relații. Tot ce se întâmplă negativ în situația dată este din cauza ta. Ți-a trebuit chiar acum să vorbești despre asta. Fugi de o responsabilitate, îți pasează ție tot negativul dat și tu te mai simți și prost din cauza dată. Puteai să rebzi mai pe urmă a doua zi să discutăm. Chiar azi trebuia să... Da, a doua zi apare altceva. Exact. Mereu o să apară altceva. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine ați venit la Psihologul meu, o emisiune realizată împreună cu Maxim Orândaș, colegul meu, psiholog de meserie. Bună seara, mă bucur să te văd. Salut! Maxim, vorbim astăzi despre toxicitate, despre oameni toxici, relații toxice, un loc de muncă toxic, mai ales că nu știu cum în cazul tău, dar în cazul meu aud din ce în ce mai des expresia asta. Este. Mi se pare atât de populară și vreau împreună cu tine să înțelegem, adică să ne explici. E pur și simplu populară sau într-adevăr își merită locul? Ea e și populară, dar își merită locul. Pentru că a spune toxic e ca o metaforă, pentru că de regulă noi spunem toxic la alimente. Și ele ne ajută pe noi să facem diferența. Este periculos acel aliment pentru noi sau nu? Deci alimentul este toxic și atunci dacă noi... Sau la droguri. Sau droguri, da. Deci ceea ce putem consuma noi. Și atunci noi ținem o distanță. Da? Noi spunem, e toxic. Noi vedem că are o anumită culoare, miros, formă și atunci pentru noi este toxic. Da? Dacă noi așa interpretăm. Și noi ținem distanța, nu cumva să interacționăm. Și asta și-a vrut să facă cu interacțiunile umane. Când se spune că omul ăla este toxic sau mediul în care tu te afli că este toxic. Deci nu e bine pentru tine și îți recomandă, hai, ține o distanță, nu interacționa, fii cât mai departe de acel mediu sau oameni. Da, există în psihologie așa un termen, adică, nu știu, niște criterii după care să ne încadrăm sau ea a fost inventată din mers, noțiunea asta de... Ea este în psihologie populară, da? Nu o să găsim în psihologia științifică, unde... Dar asta ne ajută pe noi și pe cei care sunt departe de psihologie să înțeleagă mai ușor ce înseamnă un comportament neadecvat, disfuncțional, care îți poate dăuna și poate să-ți afecteze bunăstarea ta emoțională, mentală, fizică, deci și nu. Și atunci oamenii văzând chestia asta de metaforă toxic, aha, e mai rapid. Și am o imagine că nu-i bine. Și mai ales că în ultimul timp se tot inventează lucruri noi, apar boli noi, știi? Și dicționarul, sau mă rog, academiile de limbă, da, sunt obligate să recunoască că acest cuvânt există, știi? Și îl introduc în dicționar. Ok, hai să vorbim atunci despre toxicitate. Hai! Da? Tema mea iubită, narciși și psihopații, da? Știi că eu sunt sensibilă la ei. Okay. Ei sunt toxici din start, da? Deci sunt toxici cu diplomă. Noi putem să etichetăm așa că ei sunt toxici, dar de fapt noi când zicem că ei sunt toxici ne referim la comportamentul lor. Deci au un anumit comportament sau atitudine față de noi care ne afectează în modul negativ. Iată, dar ai putem pune eticheta de toxic ca să fie mult mai clar și mai repede să reacționăm de fapt. Pentru că dacă să-i spui unui om gen, el are un comportament disfuncțional, celălalt până înțelege, disfuncțional, cum, așa, toxic. Și mintea noastră aruncă o imagine și noi înțelegem, trebuie să țină o distanță. Dar da, putem să-i punem așa eticheta. Dar eu de ce i-am pomenit pe ei? Pentru că cumva ei au nevoie de tratament, da? Ce nu? Depinde de cine. Și iarăși, nu noi decidem dacă le trebuie tratament și o chestie până unde ajunge toxicitatea aceea. Pentru că dacă este o constrângere și atunci te pune să faci ceva împotriva voinței tale sau este un abuz fizic, într-adevăr, va fi implementată deja legea și acolo deja va fi independență. Dacă va fi expertiza medico-legală să vadă ce este cu acel om, necesită intervenția psihiatrică, nu necesită. Dar de multe ori oamenii sănătoși tot pot fi toxici. Iată, eu despre ăștia vreau să vorbesc, da? Pentru că i-am pomenit pe ăștia doi despre care eu cunosc, pentru că eu știu că au anumite devieri. Uh-huh. Adică, dar vorbim despre oamenii care sunt printre noi, da, cum spui, care par normali, dar au, iată, chestia asta de
toxicitate în relații, în raport cu oamenii, în raport cu prietenii și așa mai departe. Tu poți să ne faci nou, de exemplu, un portret psihologic, da, a unei persoane toxice. Iată, având aceste componente, noi sigur putem să-i spunem că tu ești o persoană toxică. Am putea încerca, dar o persoană așa numită toxică va avea multă critică, și anume negativă, și anume îndreptată spre personalitate, va fi frecventă acea critică, va fi o constrângere, a să încerce să te pună să faci lucruri care tu nu-ți dorești, va fi o gelozie, de aceea morbid, în care unde te duci, cu cine faci, de ce ai răspuns așa, de ce nu răspunzi, dar ai zis că te duci, dar nu te duci, va fi un dispreț față de personalitatea ta, va încerca să-ți controleze viața, va pune la îndoială ceea ce tu simți, ceea ce gândești și ceea ce faci, va fi într-o defensivă, deci cumva nu-și va lua responsabilitatea, dar îți va pasa ție responsabilitatea. Păi, eu am strigat la tine pentru că tu m-ai provocat sau ți-am dat o palmă pentru că tu te comporți așa, mi-am stricat dispoziția pentru că tu, nici, deci eu nu voi lua responsabilitatea pe mine, tu ești celălalt. Ce poate mai fi la așa o persoană? Poate fi că va fi axat pe conflicte și nici de cum pe rezolvarea lor. Deci, ne certăm de dragul certul și iată, acolo stăm și da, tu acolo, tu ești vinovat, eu nu sunt vinovat, tu din cauza asta, dar când vine vorba, hai să rezolvăm, bun, am înțeles că noi nu suntem pe aceeași undă, ce putem face? Ce putem face? Gândește tu ce putem face și iarăși pasează responsabilitatea. Deci e o chestie în care la orice interacțiune tu vei simți că ceva nu e regulă cu tine, că tu duci responsabilitatea pentru celălalt, te vei simți prost din punct de vedere emoțional, fizic chiar, că dacă suntem prea mult în stres o să avem și dureri musculare, dureri de cap, dar poate fi și o chestie în care să fii izolată și atunci partea asta de te iau de mână cu forța, îți te ameninți, dar ridic doar mâna în semn de cute dacă mai continui așa, va fi o consecință. Cam asta ar putea fi un portret a unei persoane toxice. Hai să le luăm pe rând. Da? Abuz emoțional și fizic. Mhm. Este. Punem punct. Punem bifă. O bifă, da? Da. Cum el se explică? Și o să te rog să vii și cu exemple, da? Ca să fii foarte clar, nu știu, o persoană toxică, de exemplu, în relații, da? Sau în prietenie. Cum se manifestă acest abuz emoțional? Va fi foarte mult. Fizic e clar. La fizic e clar, dar pentru unele persoane poate să nu fie clar dacă sunt de mult în relația cea toxică și să creadă că, într-adevăr, eu sunt cel vinovat sau vinovată care a adus la momentul ăsta relația. Dar abuzul emoțional poate fi cu etichetări multe, deci acea critică, și nu e despre comportament. Îți dau un exemplu. Doi prieteni s-au înțeles să se vadă la ora X, locul Y. Unul dintre ei întârzie. În mod normal, dacă vreau să-i arăt celuilalt că nu e ok că a întârziat, se putea și altfel, îi zic, uite, trebuia să ne vedem la ora X, locul Y, ai întârziat. Deci, ce fac eu în momentul dat? Pun accent pe fapte. Atunci când critic, eu pun accent pe personalitatea. Tu mereu întârzi. Nu ești responsabil. Deci, o astfel de critică pune la îndoială ca personalitate, ca ființă umană, că tu nu ești în regulă. Și asta este un abuz emoțional. Supra-generalizarea. Tu mereu întârzi. Iarăși, pentru că la un moment dat, dacă ni se repetă asta, noi într-adevăr putem să credem în asta. Noi am întârziat poate odată, dar poate odată n-am întârziat, da? Poate asta a fost pe urmă și iarăși ne aduce aminte și noi supra-generalizăm. Și noi putem ușor să credem în asta, pentru că mintea noastră este foarte vulnerabilă și ne contagiem. Avem o infecție informațională, aș spune eu aici. Foarte repede ne infectăm. Sarcasmul, ironia, poate face parte din abuzul emoțional. Nu că poate, el și este. Deci e o formă de a te simți vulnerabil, iar pe alocuri nici nu înțelegi de ce te simți așa. Este acel gaslighting, da, iluminare cu gaz, poate fi chestia de sarcasm, ironie și toate astea le putem ambala în comunicare pasiv-agresivă. Da, în cazul în care partenerul, prietenul acceptă ironia, da? Și îți poate răspunde cu ironie. Sau e o formă de discuție dintre voi. Eu de ce întreb? Pentru că eu mie îmi place să fac glume, da? Să fiu uneori sarcastică. Și am oameni cu care pot face asta și ei sunt sarcastici cu mine și e ok. Deci atâta timp cât cei doi se simt ok, asta este normal, da? Când unul începe să supere, înseamnă că
Într-adevăr, da? Aici depinde de calitatea prietenii. Uh-huh. Că doi prieteni buni sau cei mai buni prieteni își pot permite astfel de replici și să se simtă ok, uh-huh. pentru că înțeleg că acestea nu sunt atacuri, dar sunt o formă de glumă agresivă, dar care este permisă de ambele părți. Problema constă că dacă noi ne deprindem cu acel prieten să folosim limbajul ăsta, noi simțim că e ok, noi îl putem repeta, iar mintea noastră repede se adaptează. Și noi putem să nu înțelegem și să folosim cu o persoană care nu se simte ok, sau nu avem aceeași legătură, sau nu-i contextul potrivit. Da, îți dă așa o senzație, vai, ce glumeață ești, știi, și îți poți permite să faci asta și cu alți oameni, și la un moment dat, hop, cineva s-a supărat și nu înțelegi de ce. Am trecut prin asta, da, știu. Manipularea face parte dintr-un instrument a unei persoane cu toxice. Cu siguranță. E manipularea, nu doar că tu nu o să poți trăi fără mine, dar e și amenințarea dacă tu faci niște acțiuni care nu-mi convin mine. Dacă tu pleci, dacă pleci din relație, pleci de la muncă, amenințări poate fi directe, dar și indirecte. Poate să întâmple ceva. Ce crezi că o să-ți fie bine? Deci îți proiectează viitorul tău, că tu fără mine, fără noi, fără echipă, dacă e despre lucru, fără jobul sau fără partenerul, da, tu n-ai să poți să ai o viață bună. Sau pune accent pe părțile bune din trecut și apasă pe vinovăție, cum ar fi, uite, nu, hai să luăm jobul, nu te știa nimeni până acum și te-am luat, iar acum tu pleci când avem nevoie. Da? Asta este să apeși pe vinovăție. Sau cum poți în momentul ăsta, când avem nevoie de tine să pleci, apasă și pe vinovăție, dar și pe rușine. La fel e și în relațiile cu doi parteneri, unde au o relație amoroasă. Cum poți? Am fost cu tine tot timpul, iar acum tu mă părăsești. Eu n-am plecat când a fost nou greu. Dar tu acum pleci? Nu punem acum la îndoială să nu încercăm să discutăm. E moral, e etic. E o chestie în care noi încercăm să-l constrângem de frică că celălalt pleacă. Știi de ce spun aceste întrebări? Pentru că unii oameni folosesc foarte des acest cuvânt și aruncă această etichetare, da? Ești o persoană toxică. Neștiind care sunt, hai să spun așa, regulile nescrise, da? Pentru că a fi o persoană problematică, okay. da? Și a fi o persoană toxică, astea sunt lucruri diferite, da? N-aș spune, chiar le-aș combina, pentru că e o problemă la nivelul comportamentului său și atunci ți-ți aduce doar costuri la nivel emoțional, mental, fizic. Deci e o problemă. Eu aș diviza dintre persoana este toxic sau persoana este problematică în comportamentul său este toxic și comportamentul său este problematic. Și atunci cumva este șansa, nu ne garantează, dar este șansa că dacă îi spui asta și îi menționezi, să facă o schimbare. Ai un comportament toxic astăzi. Da. Și nu ești o persoană exact. Toxică. Exact. Poate mâine el nici nu e așa. Poate el mâine se simte foarte bine, nu este stresat. Pentru că, uite un moment interesant, nu ai dormit, nu ai mâncat, ai probleme financiare, poate și acasă lucrurile nu prea bine merg, ajungi la job și ambuteiajele și poate mi-ai dat peste un alt participant la trafic, tu ești în plin stres. Și cineva te întreabă și tu dai o replică tăioasă. Și celălalt poate să te eticheteze ca fiind tu o persoană toxică. Exact. Dar nu în sine ești o persoană toxică. Pur și simplu sunt niște factori care au influențat la comportamentul tău. Că după o oră tu poți să vii și să-ți ceri scuză, să spui care este treaba și atunci ce rămâi în continuare persoană toxică. Asta vroiam să zic, pentru că eu nu știu, probabil tu ești, știi cum, în cercul psihologilor și nu auzi astfel de etichetări. Dar, de exemplu, la noi la birou, știi, mai... Asta e o persoană toxică, nu trebuie să ai, știi, de-a face cu ea sau fii atent și așa mai departe. Și zic, chiar de eu studiez subiectul să înțeleg când o persoană este toxică cu adevărat și când omul pur și simplu trece printr-o perioadă mai grea și nu poate să vorbească, nu poate să fie asertiv, cum spui okay. tu. Ce alți indicatori mai avem? Exploatare. Exploatare. Așa mi-am scris aici, dar spune-mi tu. Mă refer, știi, la oamenii ăștia care șmecheri, care ei tot timpul au nevoie ceva de la tine. La permanent. Știi? Să-i faci lipeala cu cineva. Poate ai un doctor care sună și acum ai internet, ai acces. Nu, tot timpul vrea ceva de la tine. Știi, care îți exploatează cunoștințele tale, timpul tău, expertiza ta și nu oferă nimic în schimb. E o formă de toxicitate asta? Aici poate fi toxic când omul încalcă limitele tale.
Deci hotarele tale. Și atunci e o chestie, e una, hai să dau un exemplu clar. E una când spun, sorry, îmi pare rău, ai putea, ești dispus să-mi spui, da? Adică eu îți respect timpul tău, resursele tale și te întreb dacă ești bine dispus să te împarți cu asta. Și altceva, poți să-mi dai, hai dă-mi asta, hai că tu știi pe cineva. Deci nici nu te întreb, ai timp, ai dorință, ești bine dispus, îți dorește asta, de fapt. Unii oameni, și aceea e că partea asta cu internetul e periculos, pentru că atunci când noi ne adaptăm cu o imagine, cu un, hai să spunem, un blogger, un influencer, fapt că noi interacționăm foarte mult cu acea persoană în mediul online, avem senzația că noi suntem foarte apropiați cu acea persoană. Iar replica de multe ori poate să vină cumva ca de la prieten la prieten, ceea ce nu este în realitate. Și atunci e o chestie genă, ia spune-mi, nu știu, un expert acolo, ce spui tu despre asta? Ia explică-mi, dar de ce fac așa oameni, da? Și tot așa te uiți cumva, bine când înțelegi momentul ăsta și spui, ok, în psihologie este așa un termen, adaptarea hedonică. Când noi suntem expuși la niște stimuli repetat, noi ne adaptăm. Și exemplul perfect este când te duci la mare, da? Stai acolo, o zi soare, plajă, o zi soare, plajă, ajungi la sfârșit de lună, dacă stai o lună, plajă, soare, plajă, soare. Și atunci, iată, oamenii poate să încalce anumite hotare fără să-și dea seama. Și apropo, nu o luați pe cont propriu, asta e important, nu o luați pe cont propriu, îi menționăm, iar dacă omul repetă după ce a menționat, atunci avem și, hai să zicem, acea pedeapsă, de fapt. Am vrut să zic că am un cunoscut, dar depășit. Avem acela cunoscut. Am înțeles. Am vorbit despre exploatează. Îți pasează responsabilitatea. Iată, mie chestia asta îmi place. Da? Atunci când dacă eu fac ceva, da, și eu pe tine te enervez, de exemplu, eu sunt vinovată. Dacă eu sunt supărat, pe tine tot eu sunt vinovată. Adică știi cum n-o dai, nu ești vinovat. Eu m-am gândit la asta, de fapt, de multe ori. Dar scuze că te-am întrebat, ai vrut să mai spun? Nu, asta vroiam să zic. Ok, deci e o chestie în care, pe de o parte, în psihologie ne se spune în felul următor, că nu noi ducem responsabilitate pentru trăirea celuilalt. Și asta e adevărat, pentru că eu pot să transmit un mesaj, tu poți, din experiența ta, din tipul de personalitate, poți să dai și un răspuns. Cineva poate să te înjure, dar tu poți să fii calm, da? Dar pe în altă parte, oricum nu putem să ne scoatem responsabilitatea că noi venim cu acele frustrări. Pentru că dacă eu aș veni pur și simplu și ți-aș da cu lanterna în față și de multe ori, pur și simplu, o oră întreagă, la un moment dat, tu nu ai să poți tolera chestia dată. Pentru că e un stimul cu frecvență, cu intensitate și la un moment dat tu nu ai să mai poți tolera. Și asta e ok. Și asta e că momentul este an, că parcă noi suntem divini, dar parcă noi. Și cumva tu te-ai supărat. Eu pot să te înjur pe tine și după asta tu să te simți supărat și nu te și te supăr. Asta e problema ta. Tu te-ai supărat, dar stai puțin. Dar și eu am participat aici. Eu cred că chestia asta este valabilă mai mult în relații, știi? Când există o persoană care întotdeauna are dreptate. E acest abuzator toxic, știi? Adică, indiferent, situația poate fi aceeași cu duble standarde, hai să spunem. Situația poate fi aceeași, dar dacă tu mă superi pe mine, asta nu este ok. Dacă eu te supăr pe tine, e problema ta că te-ai supărat. Înțelegi despre ce vorbesc? Adică când același lucru, da, este folosit împotriva ta în funcție de dispoziția abuzatorului. Și se folosește asta. Am prins ideea. Da, ai dreptate. Pentru că când eu fac un comportament care el nu e ok în raport cu tine, eu pasez ție responsabilitatea asta, tu m-ai provocat. Exact. Dacă eu fac un comportament sau, hai să spunem așa, dacă tu faci deja un comportament anormal împotriva mea, tot tu ești de vină, pentru că tu trebuie să te controlezi, dar când e vorba eu să mă controlez, nu trebuie să mă provoci, ceva de genul ăsta. Da, iată, chestia asta de responsabilitate eu pasez mereu celuilalt. Tot ce se întâmplă negativ în situația dată este din cauza ta. Iată, dacă tu n-ai fi ridicat subiectul dat, noi nu ne-am fi certat, de exemplu. Da, ți-a trebuit chiar acum să vorbești despre asta, adică nu poți să vorbești cu mine așa o seară frumoasă. Stăm aici, putem să evităm acest subiect. Un exemplu bun, gen. Relația deja de mult suferă. Și ar trebui să discutăm în ce direcție o luăm. Suntem împreună, ne căsătorim, facem o familie, noi, ce viitor. Sau ne despărțim. Deci trebuie să vorbim la modul serios. Iar un partener care emană toxicitatea dată, poate să spună în felul următor.
chiar acum ți-ai găsit vorbind despre asta, am cumpărat vin, am pregătit o masă, trebuie să mâncăm, și ai ca tu acum ai decis să vorbim despre asta? Deci fugi de o responsabilitate, îți pasează ție tot negativul dat și tu te mai simți și prost din cauza dată și cu vinovăție, rușine în spate. Ai stricat seara? Sau ai stricat seara, da, da, bun exemplu. Despre ce fel de relații noi putem să vorbim, da? Nu puteai să rebzi, mai pe urmă, a doua zi să discutăm, chiar azi trebuia să... Da, a doua zi apare altceva. Exact, mereu o să apare altceva. Oh, cunoaște. Așa, încă o chestie care mie îmi place, nu face niciodată compromisuri. Îmi spui dacă este adevărat sau nu, o persoană toxică. Face sau nu compromisuri? Nu, de regulă nu face pentru că, iarăși, responsabilitatea ți aparține pentru evenimentele negative, dar compromisul nu înseamnă că stai puțin. Eu trebuie să-mi dau seama că și eu particip în relația dată. Și eu tot aduc un aport, fie că mergem într-o direcție negativă sau pozitivă. Dar dacă eu nu-mi recunosc responsabilitatea mea, cum pot să merg la un compromis? Pentru că eu trebuie să-mi dau seama că eu particip aici. Și de regulă, persoanele toxice doresc să te constrângă și să faci după voia sa. Deci tu să renunți la voința sa, să renunți la ideile tale, la dorințele tale, scopuri, valori, doar să mergi așa cum își dorește acea persoană. Și de multe ori poate să apeleze la diferite, poate să apeleze la spiritualitate, la religie, cum ar fi. Așa era scris în Biblie că femeia trebuie să tacă, bărbatul trebuie să fie nu știu ce acolo. Sau poate să apeleze la roluri sociale. Așa e bărbatul. Da, bărbatul e așa bărbat, da? Sau poate apeleze la biologie și zic, nu, instinctual, nu știu ce acolo, da? Deci sunt diferite căi, numai cumva tu să refuzi la necesitățile tale, să refuzi la dorințele tale, scopuri, valori, numai să faci pe bunul plac a celuilalt. Continuăm să vorbim despre persoanele toxice. Dacă cineva de la locul de muncă sau dintre prieteni v-a numit vreodată persoană toxică, stați cu noi ca să aflați dacă are sau nu dreptate. Așa, Maxim, am rămas la faptul că de obicei persoanele toxice tot timpul o fac pe victimele. Mm. Explică-ne cum fac asta, adică ce scheme au, ce să atragem atenția. Uite, acele persoane care noi le numim, etichetăm toxice, au tendința să ne provoace la trei emoții. Asta este furie, asta este frică și asta este supărare, care tot e un soi de furie. Deci, cumva, să provoace în tine că asta tu, sau să pună într-atât de mult presiune că să te scoată la o anumită emoție și aici este furie, ca apoi când tu te manifesti în timpul ăsta furios, poți zic că ții minte cum te-ai comportat. Deci să aibă acel argument să-ți spună că, uite, tu ai fost de vină. Tu uite cum, tu ce strigi, parcă ești neadecvat. Și cu tine, da? Dar de ce merge o bombardare informațională? Da, de ce? Da, unde? Ai fost, da, unde? Știi? Adică te aduci în zona aceea ca tu să fii furios. Sau frică. Dacă pleci, cum ai să fii? Da, eu n-a să te lăs. Și partea asta de supărare în care te duce să te simți prost, tu te superi, pentru că, dar uite, un moment interesant la supărare. Supărarea ține o multă furie, dar nu face nimic. Deci parcă te blochează. Tu nu faci o anumită acțiune. Pentru că, în mod normal, dacă noi am fi vrut să schimbăm, noi am fi simțit o tristețe, pentru că, nu știu, relația nu merge așa cum ne-am fi dorit, o furie, pentru că, iarăși, suntem indignați la modul cum se comportă cu noi. Iar noi am putea decide, adică vorbim, uite, dacă mai continui, o să fie așa. Și să facem o acțiune. Dar supărarea ne limitează și noi nu facem acțiune. Noi ținem tot în noi până nu explodăm. Deci, acea persoană toxică are tendința să ne provoace la aceste trei emoții. Da, zi-mi, te rog frumos, dacă este adevărat că de obicei persoanele toxice, ele cu asta se hrănesc, da? Cu această energie, cum ai spus tu, cu supărarea ta, cu emoțiile tale, e adevărat? Știi, unii oameni încă etichetează, și am văzut asta în cărțile de psihologie populară, îi etichetează ca fiind vampiri emoționali. Da, sau gen, energetici, sau cum energetici, mai zici, iată aici, da, vreau să ajung, e adevărat? Știi, asta îți dă un control când vezi că îl poți scoate din sărit pe celălalt. Și îți dă așa parcă o putere, da, o dominație. Da, e și un simptom a tulburării de personalitate narcisică, dar iarăși nu punem etichete și nu punem un diagnos. E ceva care trebuie să fim atenți dacă celălalt se umfle în pene, dacă are controlul ăsta asupra ta. De ce noi atât de ușor am început să folosim această etichetă, da? Mm-hmm. Și cumva tu ai explicat că uneori nu este vorba despre persoana respectivă, ci despre noi. Și
toleranța pe care o avem vis-a-vis de celălalt. E o chestie în asta, pentru că eu, de exemplu, dacă cineva glumește sau este sarcastic cu mine, pentru mine este ok, dar știu oameni care nu tolerează ca în raport cu ei să se vorbească așa. Și asta și consideră că oamenii care fac glume de astea de prost gust sau despre femei sau despre bărbați, gata, unul e misogin, al treilea e... Vezi că mintea noastră, ea o să caute mereu scurtături. A pune o etichetă că persoana este toxică versus persoana poate are o zi proastă, acolo tu consumi foarte multe resurse. Asta te ajută să scăpi de resurse, îți dă o claritate, îți dă o certitudine, înțelegi că în raport, iată, omul ăsta este așa. Sunt oameni în viața noastră care se plâng mai mereu. Oh, da. Asta noi am putea o pune în categorie de toxicitate. De ce? Pentru că sunt zile proaste. Noi toți trăim zile proaste. Noi toți o să avem momente în care nu putem face, să ne jăluim. Asta e ok. Dar când asta este ceva frecvent, zilnic, asta devine toxic pentru noi, pentru că noi trebuie să depunem efort, noi contactăm, noi suntem bombardați cu stimuli negativi. Să ai unul de asta acasă. Și îți imaginezi, asta e zilnic și la un moment dat sau tu poți să crezi în asta și să... pentru că uite, ești bombardat cu foarte mult stimul. La un moment dat, când ai să ai o zi proastă, mintea o să-ți spună, păi da, chiar așa e de rău. Dar poate, e ca vezi, e ca cealaltă. Pentru că mintea ta deja sunt acei stimuli. De parcă tu ai fi bombardat, știi, cum să dau un exemplu ca să se înțeleagă lumea. Când îți cumperi un automobil roșu, la un moment dat, sau și de un anumit model, la un moment dat, tu înțelegi că în acel oraș sunt foarte multe mașini de modelul ăsta și de culoarea dată. Pentru că tu ai fost bombardat, a fost un impact și tu ești mai atent deja la asta. Începi să atragi atenția la chestii exact. De genul ăsta. Cumva, asta, mintea așa funcționează. Și îți imaginezi, ți-ți vine așa bombardament din partea persoane, fii prieten, partener sau altcineva și la un moment dat asta se depozitează în mintea ta. Și când vei fi vulnerabil și nu vei avea resurse să faci față, sunt oameni deștepți care sunt întotdeauna despre orice vorbesc de rău și la modul negativ. Exact. Statul e de vină, vânzătorii nu sunt politicoși, toți sunt corupți, hoți. Și știi ce am mai observat? Iată, dacă tu îți cumperi, de exemplu, cum ai spus tu, o mașină, știi, poate să vină și să zic, băi, bună mașină, dar de ce roșie? Iată, asta e despre încălcarea limitelor. Deci nu te-a întrebat, abuz, da, gen... este și pasiv-agresiv, dar de ce? Pentru că, știi, în mod normal, verbal e ok. Deci poți să spui, dar de ce roșu, da? Cu curiozitate. Aha. Dar poți să spui cu dispreț, dar de ce roșu? Da. Păi, la asta mă refer. Asta e pasiv-agresiv. Duble mesaje. Verbal e ok, non-verbal nu e ok. De ce ți-ai luat modelul ăsta? Adică, îți putea ceva mai... Bun, mai bun, știi? Dacă sunteți prieteni tare buni și voi puteți să aveți și nu înțelegeți drept atac, poți fi, de ce ți-ai luat asta, da? Puteți să-ți ia altă de banii ăștia. Și tu poți să-i dai o replică și da, sunteți Maxim, ok. Da, Maxim, poți să spui o dată, de exemplu, legat de mașină exact. Sau cu afurt, asta nu știu cum. Eu vorbesc de oameni care permanent sunt nemulțumiți de viață. Eu aș spune așa, să atragem atenția la 4 criterii. Asta ar fi latența când a apărut. De cât timp în urmă a apărut? Asta azi a apărut prima critică sau asta de când vă știți a persoana aceea așa se comportă. Frecvență, da, cum ai spus, asta poate fi o dată. Dacă asta e zilnic și în fiecare zi de vreo câteva ori pe zi, asta este grav. Intensitatea, că poate fi acolo o critică gen, degeaba ai luat mașina asta. Dar poate fi o critică intensivă, că tu, parcă ești om deștept, tu puteai să analizezi, să-ți iei altă mașină și chiar nu te-a dus cap să iei mașină de alt tip. Intensitate diferită. Bun, și durata, cât durează? O oră de discuții cu așa persoană, ești scurs. Nu mai ai energie. Oră, da, cât de fiecare dată când se așează mașină. Îți dai seama, asta poate fi costisitor. Sper că nu e despre cineva din viața ta, nu? Hai să vorbim despre persoanele toxice la locul de muncă. Ce anume? Admitem, o echipă da? Și există o persoană toxică. Da? De obicei, cu ce ne confruntăm la locul de muncă? Cu bârfe? Cu bârfe, da. Cu devalorizări? Da? Cu, din astea, toți avem prin echipele noastre, doar la TV8 așa ceva nu este. Dragi colegi, asta nu este despre voi. Cineva care merge tot timpul și povestește șefului, da, de obicei nu lucruri adevărate. În toate echipele există așa ceva. Mi-e greu să spun că trebuie să faci o cercetare. Mă gândeam, știi, poate există sociologia legată de psihologie, adică fiecare a nu știu câta persoană, matematic vorbind și sociologic, poate fi identificat. Ok. Eu aș spune altfel, că bârfele fac parte din viața noastră. Iar de multe ori bârfele apar pe,
pe motive că vrem să evităm conflictele, deci ciocnirea cu persoana în sine, adică în loc să mă duc ții să spun că bă, nu, așa nu-mi place, eu mă duc și spun la alții, dar și este al doilea scop de a-ți aduce un prejudiciu ție, măcar emoțional, dacă nu financiar. Deci, uneori putem să ne limităm, da? Dar iarăși, nu o ducem în extremă. Uneori poate fi și a treilea motiv, cum ar fi vreau să mă descarc emoțional. Dar iarăși, aici e o întrebare că eu nu pot comunica cu cealaltă persoană și deci poate e timpul să dezvolt niște abilități de comunicare asertivă în care eu să-mi apăr interesele mele, hotarele mele, să ți le respect pe ale tale și să-ți pot comunica ție. Dar mă duc să răspândesc un zvon pe poate că vreau să mă eliberez, dar... Da, adică nu ai niciun scop, nu vrei să-i faci rău, înțelegi că nu poți influența anumite lucruri, dar ești supărat și vrei să-i spui colegii tale că... Vrem să știi niște urechi să ne asculte, să ne audă cineva, dar indirect tot aduci ceva negativ acelei persoane, pentru că discutând cu cineva despre cineva într-o formă negativă, acealaltă persoană va prelua această informație, iar mintea noastră într-o atât de vulnerabilă că în prima etapă va considera că asta e adevărat. Doar dacă noi să avem efortul necesar, să avem resursele necesare, cum am zis, să fii odihnit, să fii informat, să ai avut alimentația potrivită, tu atunci, da, ai fi putut să pui rezistența astfel de informații. Spui, stai puțin, dar hai să vedem, dar poate nu chiar așa. Tu ești obosit, stresat după o zi de muncă și vine și cineva să-ți spune, da-ți imaginez, iată, acela, cum a putut? Și mintea ta nu mai are cenzura dată și o ia drept adevăr. Și uită. Dar pe viitor, când vrea să contacteze, de exemplu, cu tine, în mintea sa deja este pe fon, acolo că stai puțin ceva, eu țin minte că tu nu ești ok. Da, și atunci nu poate să-și explice, dar simte asta. Există psihologia muncii, da? Uh-huh. Așa. Atunci te întreb, așa din ce am mai citit eu, se spune că dacă într-o echipă există, da, persoană toxică, uh-huh, da, indiferent cât ar fi de talentată și de bună, trebuie exclusă din echipă. Tu ești de acord cu asta? Mi-e greu să mă expun așa, zic de ce, pentru că eu nu mă specializez pe psihologia muncii, asta este un domeniu aparte. Uh-huh. Deci e cam diferit de psihoterapie, psihologia clinică și este acolo psihologia muncii, psihologia organizațională, deci cum să creez procesele. Și mi-este greu pentru că acolo sunt foarte mulți factori. Poate fi că este el principala persoană care ține tot business-ul și atunci tu ești pus într-o situație în care nu poți să-l scoți. Și asta eu văd deseori asta în fotbal. A plătit pentru un jucător talentat, milioane. Pe el nu doar că a plătit, salariul este, dar el și este o imagine a acelui club și datorită că este foarte multă publicitate, datorită imaginii sale, nu poți să-l arunci. Și atunci modifică echipa întreagă sub el. Și atunci mi-e greu să spun să-l arunci sau nu. Cam e grea întrebarea. Da, eu sunt de acord. Sunt foarte mulți factori care contribuie. Cum facem față atunci cu astfel de persoană dacă ea rămâne în echipă, de exemplu? Totuși, trebuie să stai, să lucrezi, da? E o alegere dificilă pentru angajator, pentru, nu știu, director de departament, sau depinde despre cine are, cine e puternicit să iau decizii. Mă refer la colegi, la noi ăștia, oamenii simpli. Colegii cum ar fi? Știi, de multe ori noi putem să... Evitarea? Nu neapărat, pentru că asta creează și mai mult defensivă. Dacă noi suntem defensivi, noi atacăm de multe ori. Iar mai sunt și persoane care iau drept asta ca ceva provocator și hai să vedem cine pe cine și atunci asta nu poate fi eficient, dar să ai un război în companie nu e cea mai bună idee. Știi, de multe ori noi putem să credem că ceilalți sunt toxici dacă noi suntem obosiți. Da, și atunci trebuie să înțelegem că stai puțin. Precis celălalt este toxic sau eu pur și simplu sunt obosit, am un burnout, nu mai sunt relevante valorile mele cu ceea ce se întâmplă la job. Dar studiile arată ceva interesant, mai ales în psihologie socială. Că acei oameni care la început erau niște dușmani, dacă participă într-o activitate comună și ei trebuie să ajungă într-un punct, hai să zicem punctul B. Sau trebuie să câștigi. Și aici e un exemplu dintr-o carte a unui autor, Robert Cialdini. A dat exemplu în tabără cu copiii. Iar copiii tare repede găsesc, aha, ăsta e de al meu, tu ești dușmanul meu, cu tine nu vorbesc. Da. Și ce a făcut în acea tabără? A luat pe cei care erau dușmani și au pus într-o echipă. Și ei trebuiau să tragă funia. Știi exercițiul ăsta? Cine pe cine, da? Și deci, eu depind de tine, tu depinzi de mine și eu trebuie să te încurajez dacă vreau să câștig. Și atât trecând printr-o experiență comună, noi putem să devenim prieteni. Și asta de multe ori se întâmplă așa. Și atât aici vine acel team building
în care să fie organizat așa procesele ca acele persoane poate să fie în aceeași situație și ca să aibă un succes sau să aibă anumite realizări, ei trebuie să colaboreze. Oricum îmi puneam întrebarea cum ne dăm seama că persoana asta este sau nu toxică, da? Am discutat despre asta, omul poate are o perioadă mai grea sau poate așa e caracterul lui. Mă rog, suntem diferiți, nu putem să fim toți la fel. Și cine ia decizia? Oricum trebuie să fie un psiholog care să uite, să vadă. Dorit. Nu poate lua decizia dorit pe baza unor bârfi, hai să-l dăm pe ăsta afară că este toxic, știi? Exact. Asta mi se pare absolut incorrect. Poate fi și chestionare anonime, mm-hmm, da? Adică, hai să vedem, ce, în primul rând, nu cine vă deranjează ca persoană, dar cum te simți la job. Și acolo să fie o rezervă căsuță în care să spune, dar ce te face să te simți stresat, dar anonim. Pentru că omul să poată spune despre, și de preferat nu în scris, cu pixul că poți identifica pe urmă după scris, dar să fie online. Și atunci omul ar putea să se destăinuie, să înțeleagă de fapt ce îl deranjează. Și poate fi și despre o anumită persoană sau mai multe persoane, depinde. Să-ți dau așa o situație. Admitem, de exemplu, o sală de ședințe, dar din echipa noastră există o persoană toxică. Noi trebuie să lucrăm cu ea. Uh-huh. Am spus, nimeni pe nimeni n-a dat afară, nu putem să identificăm, dar tu simți, am eu ceva cu cineva pe care îl consider toxic. Există niște reguli sau niște sfaturi pe care poți tu să ne le dai acum? Cum putem avea o discuție constructivă cu o persoană toxică, dacă este posibil așa ceva, nu știu, de exemplu, aceasta este părerea ta, eu am părerea mea, urmează să discutăm, sunt niște formule din astea, știi, magice, cum îți place să spui. Eu cred că depinde aici și de tipul de conducere, pentru că dacă este o persoană care are influență și poate pune reguli, să fie puse acele reguli, modul în care noi discutăm. Pentru că în comunicare asertivă așa și ideea principală. Noi avem niște reguli în care hai să le urmărim. Eu te respect pe tine, tu mă respecti pe mine și noi ne limităm doar la propria mea persoană. Da? Eu încep cu eu cred așa și evităm partea de tu și ne concentrăm pe fapte. Eu cred așa pentru că și spun anume. Deci tu sugerezi că inclusiv o persoană toxică poate fi controlată de o autoritate, de cineva neapărat, de care el depinde, da? Neapărat. Iarăși, noi trebuie să scăpăm de iluzia asta că îl putem controla, dar noi, comunicarea asertivă e o invitație la hai să colaborăm. Nu am cu tine nimic personal. Eu nu sunt de acord cu ideea, cu comportamentul, cu viziunea, da? Dar eu îți dau o mână că hai să colaborăm. Uite, eu nu sunt de acord cu asta. Cu tine, eu sunt, tu ești persoană ok. Tu nu ești rea ca ființă umană. Nici eu nu sunt rea ca ființă umană. Poate și eu am un comportament dezirabil care îl pot schimba. Dar a spune că folosești comportamentul asertiv sau comunicarea asertivă în speranța că celălalt o să te asculte și o să facă așa cum dorești, e ceva de departe. Mai avem foarte puțin timp. Vreau să vorbim și despre următorul subiect. Admitem că unul dintre părinții noștri este catalogat ca toxic, da? Și se încadrează în portretul pe care l-am făcut noi anterior. Uh-huh. Aici chiar n-ai unde fugi. Sau ai? Depinde de vârstă. Iarăși depinde și de țară, că în alte țări se raportează. Copiii pot raporta că este un abuz în familie și atunci persoanele sau instituțiile împuternicite vor lua niște comportamente, vor face niște acțiuni concrete pentru a evita abuzul ăsta emoțional. Dar sunt momente în care, hai să spunem că deja am depășit de vârsta de 18 ani și noi putem să luăm niște decizii. Și aici e important să înțelegem că stai puțin. Este șansa de comunicare, dar nu îți garantează că cealaltă parte va respecta asta. Pentru că, iarăși, cum am mai zis, este adaptarea hedonică. Chiar un părinte care te-a crescut pe tine cel puțin 18 ani s-a deprins că tu ești în anumit rol. Tu vei fi, cum s-ar spune, sau și chiar asta o zic de multe ori părinții, tu mereu o să fii copilul meu. Iar zicând asta, ei nu pot înțelege, stai puțin să vorbim. Da, măcar, bun, nici chiar la egal, dar măcar așa, dar nici chiar așa. Pentru că în modul ăsta eu spun, tu trebuie să asculți de mine chiar dacă ai 18, 20 și uneori 30 și așa mai departe. Și atunci trebuie să înțelegem că părintele celor pe care noi le etichetăm ca toxic nu neapărat să ne audă pe noi, să nu-și dorească. Și aici trebuie să ne aducem aminte de acel decalog rațional în care să spunem gen, bă, oamenii se comportă așa cum își doresc ei și nu așa cum își dorești tu. Pentru că oamenii sunt imperfecți, inclusiv și eu. Da, și pentru mai multe detalii, intrați pe canalul nostru de YouTube, acolo avem o emisiune despre relațiile dintre părinți și copiii mari, exact, în cazul în care ele nu sunt foarte bune.
o mamă cu comportament toxic crește un copil toxic? Nu neapărat. Știi, eu făcusem pe Instagram diferite momente despre cum influențează comportamentul părintele asupra copilului și am dat diferite modele. Cineva poate să o iei în zona de agresivitate, iar cineva să fie blând. Și să nu repete comportamentul, că știi cât este de dureros. Deci, noi nu știm cum se va comporta copilul. Pentru că cineva o să imită comportamentul, pentru că își apreciază prea tare părinții, îi idealizează și vor repeta comportamentul. Cineva va fi înspăimântat și se va informa și va înțelege că așa nu e ok și va merge în altă direcție și va spune niciodată n-aș face așa. Știi părinții cei care zic care n-au avut, nu știu, au fost bătuți, hai să spunem, sau n-au avut jucării. Cumpără toate jucăriile posibile și eu niciodată n-aș ridic palma. Asta este îmbucurător că nu se aplică forța fizică, așa trebuie de continuat, dar ei o merg din cauza asta că iarăși eu am fost bătut. Nu e o chestie că e ok să nu ai așa comportament, dar e o chestie că eu fug de la ceea ce am pățit eu și eu merg în partea asta de supracompensare, deci eu renunț să cred în asta. Nu știu cum se va descurca acel copil sau nu știu la ce va aduce comportamentul. Dar riscuri există. La sigur, vor fi niște consecințe. De care vor fi? Rămâne timpul să ne arate cum se va manifesta. De ce e greu să ieși dintr-o relație toxică? Și mă refer aici nu neapărat la relația dintre o femeie și un bărbat sau dintre parteneri, da? Chiar și o prietenie. Știi, e complicat cumva să-i faci față. E adevărat că e complicat și de cele mai multe ori poate fi o chestie că eu sunt blând la suflet, sunt prea afectuos, prea mult dau încredere în ceilalți. Deci poate am crescut într-un mediu unde este doar despre încredere, dar ceilalți din exteriorul familiei nu sunt așa. Și atunci eu merg cu premisa că băi, stai puțin toți de siguranță, când colo nu chiar toți. Ce poate fi? Și n-am mai avut experiența asta de negociere, da? Poate o mamă sau un tată hiperprotectiv și atât de tare te-a protejat că nici nu ți-a permis să fii pe terenul de joc cu alți copii. Unde este acea interacțiune? Stai puțin că joc cu meu, stai că lopățica mea sau ăsta e camionul meu, dar hai să facem schimb, da? Sau la școală, la primul apel, mama da, cu alte mămici da. Și cu copii acolo. Deci nu e o chestie de toleranță la frustrare. Stau și lămuresc. Și atunci părintele ia decizia pentru copil. În literatură este părinții elicopteri care stau mereu deasupra ta sau acum putem să zicem părinții dronă care stau așa deasupra și vizează. Nu cumva să se întâmple. Și atunci copilul nu poate tolera anumite frustrări și când interacționează cu persoane care ceva nu faci cum își doresc, ei devin furioși. Nu m-am deprins cu asta, bun, tolerez. Și atunci nu merg la conflict. Da, asta este scopul principal, să evit conflict. Mai bine fac, cum zice el, și acuși trece. Da, clar. În literatură erau descrise și momente de tip nu mă mișc, că poate se va termina și mă va bate doar cu picioarele și numai departe. Da? Într-atât poate să ajungă. Ceea ce este oribil, de fapt. Dar uite, nu pot să spun nu, sunt prea afectuos, prea mult cred în ceilalți. Poate fi și o chestie de nu am autonomie proprie, în care eu nu știu să fiu pe cont propriu, nu știu să mă descurc. Și când sunt în viața mea oameni care ne-ar putea rezolva anumite probleme sau ne-ar putea simplifica viața, eu mă deprind și sunt, dar dacă fără omul ăsta, dar cum eu să mă descurc? Măcar omul ăsta, nu știu, rău, dar bun, dar dacă ceva eu sunt pe dânsul, mă duc la un medic, de exemplu, sau altceva, nu numai decât medic. Și atunci eu nu am autonomia dată, nu pot să explorez singur și eu mă agăz de beneficiul ăsta, pentru că frica este mai mare fără să am acest beneficiu. Și zic, hai că mă adaptez. E rău, dar o să treacă. Și poate fi și o chestie în care eu pot să am anxietate puternică. Cum eu să fiu fără acea persoană? Dar cum? Dar mai departe cum? Și asta într-atât de tare mă sperie că mă blochează în acea relație. Pot să am depresie și fără să-mi dau seama, eu nu am resurse. Pentru că fiind într-o depresie, eu nu am resursele necesare să fac anumite acțiuni. Da, fiind într-o relație toxică, poți să ajungi și la depresie. Exact. Și încrederea în tine să fie subminată total și așa mai departe. Trebuie să încheiem, dar am o întrebare și vreau să înțeleg dacă rețelele sociale pot deveni toxice. Ele deja sunt toxice. Pentru că... Punct. E un fenomen în care noi avem, știi, acea mască și noi nu ne vedem, da? Nu putem interacționa. Chiar dacă avem poză și știm, dar de regulă, cel mai multe ori, poate fi un profil cu un cont în care este un nume
trandafir, o pisicuță. Exact, exact. Da, și îți dă-ți ia anonimatul dat. Și sub anonimat noi suntem foarte, foarte răutăcioși. Noi toată frustrarea noastră o punem acolo. Pentru celălalt poate a trezit în noi niște momente cu care noi suntem de acord, dar este prea greu să gândim. Și știi, un psihiatru austriac, Carl Jung, zicea așa că când nu îl înțelegem pe celălalt, tindem să-l etichetăm ca fiind prost, da? Sau putea și un alt citat de-al său că atunci când să gândești este greu, începi să-l etichetezi pe celălalt. Pentru că, într-adevăr, să gândești, stai puțin, dar ce stă la bada, nu sunt de acord. Să iei un limbaj rațional în care stai puțin. Eu nu sunt de acord cu ceea ce tu spui. E mai ușor să spui că tu ești să începi acolo o cascadă întreagă de acuzări. Da, hai să ne limităm la ceea că locul, și aici vin și multe, apropo, citisem un articol, nu țin minte în ce țară, că să adolescenții până la o anumită vârstă să fie limitați la expunerea în rețele de socializare. Inclusiv și la școală, inclusiv și în social. Adică să le fie pusă o anumită barieră. Am citit recent o știre că deja în unele țări dependența de rețele sociale a fost identificată, apropo, ca o boală. Deci, este. Eu am citit, nu știu dacă e același articol, dar e o problemă majoră în Coreea, că într-atât de mult este dependența asta de rețele de socializare, dar și în principiu de internet, când stau doar acasă și nu iese de acolo. Și sunt deja, nu știu dacă ai văzut pe rețele de socializare de tipul, nu știu, când persoanele au un platou întreg și stau unul lângă alta și se filmează, facă, deci e o afacere întreagă asta. Dar da, asta afectează pentru că adolescenții sunt cei mai vulnerabili în zona dată, dar și copiii sunt vulnerabili, care până la adolescență. Știu că am și eu una acasă. Vreau să te rog să faci concluzia și încheiem astăzi. Aș vrea ca și toți care au privit această emisiune să-și ia o regulă. Poate ca și rugăciune, în care să-și zică, chiar dacă nu sunt religioși, să-și zică, Doamne, dă-mi putere să accept ceea ce nu pot schimba. Dă-mi curaj să schimb ceea ce este posibil de schimbat și înțelepciunea de a face diferența dintre aceste două. Pentru că uneori ceea ce nu se poate schimba nu se merită implicarea noastră. Dar dacă se poate, hai să încercăm. Cu ideea că poate să nu dea roade. Și atât cel mai greu este să facem diferența. Unde noi putem să ne implicăm și unde să abandonăm, este greu pentru că e foarte mică diferența. Și atât de aici să vă doriți înțelepciune să faceți diferență. Maxim, îți mulțumesc tare, tare mult pentru emisiune. Drag. Vă așteptăm și data viitoare la Psihologul meu.